deși a fost viscol, puternic, chiar dacă așa mai greu s-a făcut, dar în Giurgiu s-a circulat, totuși nu au fost perioade, nu au fost zile cu blocaje pe străzile principale. Utilajele au funcționat. Agenții economici, dar și cetățenii din Giurgiu s-au implicat în mare parte în curățarea zăpezii și a gheții în jurul imobilelor pe care le dețin, a mai arătat secretarul Petre Roșu. Acesta a menționat faptul că activitatea de degajare a trotuarelor și a zonelor adiacente clădirilor este și o obligație prevăzută de Ordonanța de Guvern 21 din 2002. Petre Roșu a făcut apel la giurgiuveni să respecte această obligație, precizând că nu este cazul să fie aplicate amenzi. În general, oamenii au înțeles și nu a fost nevoie, i-am anunțat pe toți să iasă, nu a fost nevoie și nu cred că vom recurge la amenzi, deși există Ordonanță 21, care obligă cetățenii și instituțiile și societățile comerciale, cei de la magazine au ieșit, din punctul ăsta de vedere chiar nu au fost probleme, fiecare și-a făcut curățenia în dreptul propriei instituții sau propriului magazin.